as fuck, look! Nice as fuck, look! Prinde cu antuchiu! Gata că mă enervez! Astăzi o să mă răzbun pe zbâr pentru că mi-a făcut împreună cu Ioana 100 de prank-uri în 24 de ore și credeți-mă că nu o să-mi fie deloc milă de el. Am vorbit ieri cu el și mi-a spus că astăzi are niște treabă cu bunica lui, trebuie să o ducă într-un loc, nu mai știu exact unde, așa că este ocazia perfectă să ne luăm revanșa. Suntem în terasa lui zbâr, suntem cu Deni, iubita lui. Haideți să-l trezim, el doarme. Bă, cum să dormi, mă, la ora asta, mă, e 11? Normal. Se mișcă acolo ceva, se mișcă acolo ceva. Trezirea, băi! Ce a făcut? Băi, ne-a tras perdeaua. Hai în casă să-l trezim. Ia icoana aia, că... Hai în casă. Am plecat să colindăm, dom, dom, să înălțăm. Când boierii nu s-a acasă, dom, dom, să înălțăm. Când boierii nu s-a acasă, dom, dom, să înălțăm. Grămada cele vârf, haide! Haide! Bună dimineața! Bună dimineața! Oh, cineva este morocănos în această dimineață. Ți-am adus ceva să te facă să te simți mai bine. Uită-te, te rog. Andrei, uită-te, chiar e drăguț. Ești tu! Gata. Mă! De ce ai făcut așa? A stricat aici. Haide, băi, trezirea, s-a trezit nevastă ta, nu te-ai trezit tu. Haide, băi, te așteptăm. Hai, te așteptăm, hai, du-te să-ți faci duș. Că-mi faci deri. Băi, n-arunca, uite ce papuci de femeie are să mă bată mama. Uitați-vă ce papuci are zbâr să mă nebunesc. Băi, hai, te las să te duci să-ți faci duș și ne vedem după aia. Ce se întâmplă? Băi, 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 nu, n-ai înțeles, te duci să-ți faci duș. Hai, Andrei, ți-am făcut fresh de portocale. Se trezește, lăsați-l. După lupte seculare, zbâr a intrat la duș, fraților, după cum puteți auzi că face duș și auzi. Doar că noi aici avem panoul de siguranțe, care după ziua de astăzi cred că va avea lacă. Și avem aici butonul de general. Dar nu o să fim așa răi, doar o să-i stingem iluminarea de aici. Și o să stingă lumina în toată casa și o să facă duș vorbe pe întuneric. Opa! Bă! Lumina. Ce? Pornește lumina! Păi a picat curentul! A picat pe măta, să bea și oprește ăsta, pornește lumina! Dar nu-i de la mine, mă! A picat curentul, mă, ce vrei? A picat pe drecu. Chiar a picat curentul? Da. Tu o fi sărit vreo siguranță, ceva, că te speri cu prea multă apă. Vino să te uiți aici, că eu habar n-am, nu mă pricep. Mă curentez, drecu. Pornește ăla. Dar nu știu, vino să te uiți tu. Sunt tu, o să mor. Cum o să mor? Cum adică, mă, n-ai văzut pe el cu electro, cu apă, nu-i bine. Păi, dar zici mie pe ce s-a pus. Trage de la în sus, general, nu știu cum dracu îi zice. Păi uite, generalul e în sus. E, mă, sus, iluminatul, ceva. A, ăsta? A, uite, mă, a revenit. O să-i face multe azi. Aoleu, ce-mi place să mă răzbun. Haide, mă, zbâr, să mergem să mâncăm, că nu ai pot, am stat după tine atâta. Hai, repede, că trebuie să duc pe bunica mea la fizioterapie. Wow, wow. Mută-te. Ce să mut? Mașina? Da. Păi n-am cheia. Nu dracu ai venit până aici, mamă, dar îmi dă păi soarele în ochi. Păi e cheia în casă, mă, nu mai întorc după cheie. Îi dai așa cu spatele, gen, pac, și ieși așa pe lângă ea. A, da, dacă e, dau și gardul jos. Fii atent că ies așa. Deci dacă iese asta din parcare așa, eu nebunesc. Ia uitați-vă. Opa. Uite, s-a urcat pe trotuar. Au, mă doare pe mine. Ia vezi. Ai, a, da și în ăla, da, a plecat. Stai, bă, să veni și noi. Bă, haide, mă, lasă-mă și pe mine să conduc, că îmi place mult să conduc mașina asta. Hai, mă, dar intră repede, că trebuie să duc pe bunica mea. Conduci tu, o duci tu? Trebuie, ia grijă cu ea, bă, nu s-a încălzit ăla uleiul. Mamă. Bă, Andrei, wow, vezi că e tracțiune spate. Bă, ai grijă, mă, veri, că nu faci tu revizia. Bă! Au lăsat să nu intre în ceva, bă! Stai, că suntem și noi aici, noi doar zbâr! A, m-a uitat! Bă, da, să-i fac prank-uri lui zbâr! Dă-i zici că e ultimul trei! Păi nu e a mea! Da, da! Bă, dar ce te-a apucat rămâne azi? Stai că te...
Ce faci, mă? Lasă-mă că mă dădu de mine. Stai, mă, că trebuie. Opa, stai, că nu mai am loc. Gata, că este aici. Gata. Stai mai bine? Nu. Ce? Stai. Stai, mă. Au. Stai, vere, că n-am loc. Au. Stai, mă. Mă nimeră ăsta. Gata. Mamă, dar mă dădu și să-mi bat picioarele și că e din spate, vrea să stea. E că e Michael Jordan în spate. Bă, omule, deci am... Bă, suntem în cartier, nu mă pot să merg mai mult de 15 la oră. Dar nu suntem în stejari. Păi și asta ce înseamnă? Totuși e un cartier cu oameni, dar dacă este un copil în față, nu pot să merg repede. Bă, că aminte, mai am de vorbit cu niște băieți, cu niște treburi, cu o campanie, trebuie să o duc pe bunică mai acolo. Dar nu pot mai repede. Da, zbâr, suntem într-un cartier rezidențial. Exact. Da, și acum o secundă. Păi acceleram tare, dar n-aveam viteză. Dacă așa merge, accelerezi tare, mergi cu spatele. Așa merge, nu? Cum adică? Bine, uite, o să încarc legea pentru tine, zbâr. Da, avem 20 la oră, băieți. Au! Uite, încarc legea pentru tine, am 25 la oră. Și cu 25 de ore se intră în speed bump. Dar cu cât? E 1000 de euro pernă. Păi să mă plătesc pentru tine. Cu mașina ta o colești speed bump-ul, mergi, bă, și te oprești. Tu faci stopul la speed bump. Păi da, dar ta e șeptare, mai moale așa. Nu-i mai moale, uite, e mai înalt. Uite și șeptarul din față la fel a luat, cum am luat și eu. Uite, așa bine, faci tu așa? Cu asta. Dar nu mai pune frână din... Așa e foarte bine. Poate chiar voi cu 10 la oră. Ne grăbim, ai zis, nu? Gami, nu s-a încălzit uleiul, îmi faci revizia, Gami. Gami e pe diesel. Păi dacă merg repede, nu-i bine. Dacă merg încet, nu-i bine. Atunci mergem așa, încet, să păi ți se încălzească. Păi da, dă-te-mă jos, că conduc eu să-mi bat picioarele, gata, oprește-te, gata. Oprește-te. Mă, te dai jos în mers. Bă, oprește, conduc eu. Gata că mă enervez. Oprește! Bă, girafă, taci dracu din gură, că nu mai pot aici. Mă enervez și nu-și asta. Centura aia, nu vezi că... Oprește mașina, că mă urc eu la volan. Păi ce să faci tu la volan? Să conducă domnul zbâr. Vă rog, lăsați-mă să opresc pe dreapta asta, să dau semnal. Trebuie să... Am oprit, hai, mă dau jos. Și te urci la mine în curb. Lovește asta, mă. Păi ai încap pe aici, dar eu elastic din Fantastic Four. Stai că o dau mai în față, fii atent aici, nu știi pe asta. Ce faci, mă? Bă, păi dar trebuie să am loc aici, eu mă descurc. Bă, dar nici Ioana, bă, nu se plânge, bă, cum te plângi, tu zici că ești femeie, mă, ai ceva ca o femeie. Uite și tu, ai condus și tu 10 metri, ești nebun. A, mă, îți fii atent cum mă așteaptă locul de parcare ca pe... Ca pe președinte. Bravo. A, sunt președinte, zic, gata. Bravo, mă. A, trebuie să mergem să spălăm și mașina. Fiți atenți, fraților, ne-am urcat în mașină, zbâr a rămas să-și ia un suc repede de la magazin și așteptăm să vină la ușă și o să plecăm fără el. Fiți atenți. Ce faci, om? Stai, mă. Bă, urcă-te. Stai, mă, așa să ies, mă, nu vezi că n-ai unde să deschizi ușa. Stai, mă, așa un pic. Stai, mă, omule. Stai, mă, bă. Dă-i în asta. Stai. Închide ușa să nu dau. Stai, mă, un pic să ies, vărule. Stai așa, uite, să-ți fac loc. Stai să-ți fac loc. Am plecat fără zbârus, băieți. Trebuie să facă mișcare. Ia, uite-l, vine. Uuuu! Am plecat fără el, hai că mai dă mătură. Dacă ar fi deștept, ar veni prin față de data asta. Nu știu ce o să fac, o să arunce în fața mașinii? Mă, nu fi supărat, de ce e supărat, zbur? Mă, ții de prostia și om pe bunicul meu. Da, așa că mă întorc imediat. Vrei să vin cu tine și că ai 5 ani. Hai, Ioana. Bă, dă-mă cheia să mă urc la volan! Dă cheia să mă urc la volan! Bă, deci n-ai văzut așa ceva? Bă, un minut l-am lăsat singur, mă, și începe alarma, mă, de la mașină! Bă, lasă-mă, dă-mi cheia că mă urc eu la volan! Ta-o-alea. N-ai cu cine, bă, n-ai cu cine! Este a doua zi și astăzi trebuie să mergem cu zbâr la un parc de trambuline, că vrea să filmeze el un vlog nebun cu stunturi din alea, care ne dăm peste cap, eu habar n-am să fac toate chestiile astea și m-a chemat și pe mine la acest vlog, doar că am venit puțin mai devreme pentru că am niște treabă, mi-au rămas câteva role din astea de hârtie de împachetat de la vlogul cu Dorian, așa că înainte să plecăm, mai ales că suntem și un pic în întârziere, o să-i punem foliile astea pe mașină. Hai să ne apucăm. Ioana, este foarte simplu, nu desfaltă folie pentru că îți arăt eu cum se face, trebuie să o facem pe rând. Oh, nu, am rupt-o! Unde îi punem prima dată? Aici pe parbriz, așa? Da.
Dai. Așa, mai jos un pic. Hai odată când purg ochii de la frig. Uitați ce facem noi pentru vlogurile astea, frate. Un colț îl avem. Uite, mai punem un scoșuleț mic aici și mai punem unul aici, pentru că oricum o să trească să le dăm jos de jos, să le prindem foarte tare. Hai cu următoarea rolă. Eu aș face așa o dungă din ea până sus. O dungă așa din ea până sus? Da. Hai că merge. Ia vezi, tati. Mă, acum nu s-a supărat așa tare Dorian, nu cred că o să supere așa tare Zbâr. Săracu Zbâr, din nou îi lipește cineva chestii pe mașină fixul lui. Aha, i-a mai lipit o dată chestii pe mașină, da. Lol. Asta e mașina, fraților, după cum vedeți avem 3 suluri de folie de împachetat și hai să mergem la Zbâr să-i spunem că am ajuns și suntem gata să mergem la parcul cu trambuline. Bă, Zbâr! Da. Hai mă să mergem, am ajuns. Ha. Îmbracă-te. Da, nu mai merge acum. Camera, ți-ai luat-o? Da, am luat mașina. Ah, bine. Deni e gata? Shotgun, am zis. Dișet, am sunat la băieți ăștia unde mergem acum la trambuline și am zis, bă, știu că voi deschideți la două, dar ce zice să deschideți la unul pentru noi să putem să filmăm, să nu fie nimeni, să nu ne deranjeze lumea. Că ajungem, ceasul, unul fără un sfert, noi suntem aici, trebuie să-mi dau un stajos de pe mașină. Ce-mi place răzbunarea, băieți! Ce-mi place răzbunarea, băieți! Bă, ajută-mă, mă, că-mi târziem! Hai că-l ajutăm, mergem la trambuline! Zbâr și filmează vlogul chiar acolo, iar veniți după mine. Uite mă, să-mi fac și-o tandele. Bine, mă, plec. Bă, dar să-mi fac și soare. O, nu, se ridică. Ju, ju. Real, grava la tine, măr. Hai, Sammy. Nu, spune-mi, bate. Mamă, ce picior mi-a dat. Bă, ce faci, mă? Nu, nu, bă, ești prost. Bă, nu. Bine. Cum ieșim de aici? Cred că mi-am spart capul. Ia. Mă, n-ai nimic. E vina lui prostul de Sammy. Bă, nu sări, că ești gras. Bă, nu! Am sărit în sus când a sărit. Suntem în mai multe planuri, uite. Suntem pe după greutate, știi, unul mai sus, unul mai jos. Stați! Prieteni, nu! Nu mă abandonați, am și camera și telefonul! Așa are, bani și-a căiat! Eu încerc să ne vină! Eu încerc să ne vină! Nu mi-ai făcut vina mea! Băi, ce ți-am făcut? Fraților, Zbâr este leșinat. Și aici avem camera, fraților, camera lui, care a filmat jumătate din vlogul de azi. Haideți la fond! Bă, dar tu ești nebun, lasă-mi camera, dă-mi camera! Hei, Zbâr! Dă-mi camera, dă-mi camera! Sărți, băia! Mamă, s-a cutremurat toată camera când a sărit. Nu, eu doar și cameraman! Nu mai filmam, ăștia mă să ies! Și cum ai vrea să te ajut să sar după tine? Nu, mă, băia capul ăsta aici! Fii atent, mă, crezi că-i dau un cap la Zbâr? Ai de acest... Bă, zici că mă puneți aici să mă bateți sau ceva, adică... E cel mai ok, e cel mai ok. Nu mai aud afară, ce? Nu se întâmplă nimic, e cel mai lin dintre toate, crede-mă. Chiar nu te dă peste cap sau ceva, e super ok. Hai să vedem. Hai să te vedem. Cum e? Șmecherie, mă! De ce mă dă peste cap? Vomit? Îți dai în jos? De ce-și faci așa cu capul? Că-s chestii care dau în mine! Au! Mamă, de ce nu mai pot? Efectiv. A, cred că trebuie să merg la baie, că nu mai pot, îmi vine să vomit. Am mâncat fix înainte. Vreau să Zbâr într-un VR aici. Să-i spune. Sunt cu Zbâr la asta de box, fraților, și vreau să văd cât de mare rușinică îmi dă Zbâr aici. Haide, dă-i tu primul și după aia dau și eu. Asta de copii, dau maxim dacă mă chinui.